Salutare, prieteni! Astăzi, 3 februarie, mă întâlnesc cu Leonardo, este foarte dor de mine și cu Alex. L-am cumpărat Twix. Trebuie să duc și eu ceva la copii și mie mi-e dor de ei. Hai că trebuie să conduc. Bam, bam. Leonardo și Alex ne-am luat un Twix. Dacă e și David acolo și unul pentru Olga. Se știe. A întrebat Leonardo de mine să vină Cristi. Unde e Cristi? Asta pentru mine este foarte bine. Se gândește la mine Leonardo și mie mi-e dor de el. Vă recunosc. Doamnelor și domnilor, ce credeți? Sunt înarmat. Și de fapt m-am înarmat cu Twix. Pentru că au venit copiii. O să vedeți cine, ce și cum. De fapt, știți pe Leonardo și pe Alex, care mă apreciază și nu puteam să vin așa, fără nimic. Îi aștept aici la apartament. Bam, bam! Olga, cu cine te cerți? Mișo. A dracu, lasă că venim acolo. Bam, bam, pentru TikTok. Ești cu Olguța, bam, 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 bam. Olga, pentru TikTok. Ce credeți că am rămas cu ei în stradă? Uite. Olga, am rămas. Lasă-mă că vorbesc cu Diamant. Cu cine vorbești? Iar mă filmezi. Ce faci? Vorbești cu Diamant? Nu, ia uite, viața mea. Hei, salut, Diamant! De cine e viața mea? Salut. Olga, cu cine vorbeai mai înainte? Cu cine vorbeai mai înainte? Hai spune. Diamant. Ce face Diamant? E bine? Cine am voie? Bă, da. Tu cu cine ai vorbit? Ai vorbit cu moculeasa? Am vorbit cu mailaltă. Ai vorbit? Da, puțin. Bine. E ceva normal. Eu vorbesc cu Diamant, da. Tu vorbesc cu... Fiecare cu prietenii lui, nu? Care e tău? Da, nu zic nimic, dar zic, ai vorbit cu el? Că Violeta nu mai răspunde. Dar era supărat? O sun pe Violeta să mă întâlnesc cu ea, nu mai răspunde. Păi sun, o să mă întâlnesc eu cu ea, nu tu. Cum să te întâlnești tu? Păi de ce să te întâlnești tu cu ea? E prietena mea. Și nu e și prietena mea? Agitată Olga, nu știu ce cu ea. Dar Olga, tu de ce nu te duci în spate? Ia du-te în spate, ce cauți tu în față acum? Țigăncile stau în spate, nu în față, hai! Haide! Tu nu auzi, mă, du-te în spate! Șeful stă în față! Nu vezi că nu mai merge mașina? Nu mai merge? De. Ce s-a întâmplat la capot? Zi! Olga, ce mai spui? Uite, s-a aprins telefonul meu, ce mai zici? Mai zici ceva pentru telenovela? Mai continuăm sau nu mai continuăm? Pentru că ieri... Dacă ți-aduci bine aminte, ai spus că nu mai vrei să facem, adică, na. Tu vrei să pleci din țară, ce vrei să faci? Mă părăsești? Dacă nu mai pot, de atâta stres de rășată. Adică mă părăsești? O să te părăsesc. Păi, adică nu mai rămânem prieteni? O să rămânem prieteni. Păi și cum facem dacă tu pleci? O să rămâi tu cu toate belelele mele. Cu belele tale? Da. Ai vrut să zici altceva? Cu toate, o să rămâi cu toată parașute, familia, cu toată belele. N-ai zis ceva de femei, nu? O să rămâi și cu femeile tale care vorbești cu ele toată ziua pe net. Vorbesc toată ziua pe net? De unde știi tu că vorbesc? Nu trebuie să răspunde la întrebări și la ce ne întreabă lumea? Dar mă filmez așa fără să vreau. Dar tu cum filmai ieri? Mie mi-e foame, vreau să mă duc la un restaurant să mănânc o supă. Da, stai puțin, nu mai pot, stomacul, nu mai pot. Suntem în pană acum, avem o problemă la mașină. Dar mi-e foame. Dar ce inerv frumos ai. Vrei să te-l dau înapoi? Nu! El înapoi. Du-te mă de aici. Să-l dai la altă, nu? Bun, dă-l încoa. Nu ți-l dau. Mamă, ce repede ți-a căzut fisa. Nici m-am gândit la asta, să știi că nici nu m-am gândit la asta. Când dai un cadou la cineva, nu trebuie să-l iei înapoi, ca să știi. Nici frumos să-l iei înapoi. Bine, știi ceva? Zi. Nu mai pot. Și ce ai pățit? Că am fost cu Anca, cu cumnata mea, la un grătar. Și? Ai mâncat? N-ai mâncat. Și mi-e rău. Am mâncat un mic și mi-e rău. Vreau supă. Ai vorbit cu ea? Ai vorbit cu ea? Da, am ce vorbit zici? Cu ea. E okay? A zis că a fost obosită și s-a dus la Mihaela și la Alin. Și că n-a vrut să vină la mama, la mine și la mama, că era foarte obosită și ce și copii. Da. Și vine... eu am făcut să-mi criză pe canalul lui frate meu, de asta am făcut criză. Vine seara asta? Pentru că n-a venit la apartament, o așteptam să vină copii, da, și vine? Eu și mama. A zis că astăzi vine pe la noi.
Tu m-ai sunat azi că Leonardo i s-a făcut dor de mine? Da. I-am luat ciocolată și unde e Leonardo? E cu Anca și cu Alin. Ne vedem azi? Sper să ne vedem azi, că eu le-am luat ciocolată la copii. Da. Lui Alex și lui Leonardo. Pe bune. Le-am o mașină. Bine, Cristi. Ai închide camera. Închide tu, că nu poți să apuci. Am plecat din mașina de la Olga, că m-a stresat numai. Mă stresează rău de tot, Olga. Nu știu ce e cu ea. Ce vrei? Ce vrei? Că m-ai stresat. Ce tot vrei? Da, nu mai te supără. Hai, mașină. Păi da, zici să plec, să nu știu ce. Ori plec, ori vin. Bine, hai. Hai. Salut! Olga, unde e? Ce faci? Iar în mod? Hai să intrăm ceva. Ce ai? Ce mâncare are aici? Mult, cum am serios. De ce vei fi? Mici? Da. Atât? Da, și cu fiere. Da, atât. Ce vrei, Cristi? Am zis, da. Ce? Ce s-a făcut? Ce? Am venit cu Olga și cu Pintea, am venit azi la Mall Vital. Vedeți, nu mai sunt singur acum decât eu cu Olga. Acum a venit și băiatul Olgai. Nu vreau să filmez. Vezi că mi-am mic ăștia, la 5 lei. Să mâncăm. Ce mănânci, Olga? Ciorbă. Ciorbă de care? De pui. De pui? Da. Mi-am luat niște mici. Și astea ce? Macaroane? Ce sunt astea? Ce sunt ale macaroane? De foame, nu mai pot să vorbesc. De ce nu mai pot să vorbesc? De foame. Hai să mâncăm poftă bună, să avem. Așa, desert. Ce ăsta? Prietene. Desert de care? Macaroane? Ce ăsta? Da? Da. Olga, să spui de bine, Olga. Salut, Spani! Mulțumesc! Să ne fie de bine, Olga! Bă, dar eu am să le las pe masă și punem... Bă, dar ce... Aia, vedeți? Bravo, Olga! Bravo! Ce place chestia asta! Mamă, cât aleargă ăsta! Ia uitați-o cum a plecat! Uitați-o cum a plecat!
Unde se duce, mă, frate? Eu sunt cu Pinte aici și a plecat. Ia uitați, mă, ia uitați. L-a văzut. Am ieșit la restaurant cu ea și ea a plecat acum. Unde se duce? Uite cu Uber-ul. Ia să vedem. Coboară pe acolo. Ia uitați-o pe Olga, doamnelor și domnilor. Vrea să-și cumpere ceva de aici. Îl aștept pe Pintea. Ia uitați-o. Ia uitați-o că se uită la mine. Salutare, prieteni! Sunt tot eu, Cristi Marin. Am pierdut-o pe Olga, doamnelor și domnilor, nu știu unde s-a dus. S-a speriat sau se întâlnește cu Diamant. Nu știu ce să mă fac. Am sunat-o, nu-mi răspunde. A plecat așa de nebună, pe cuvântul meu. Și eu am și eu acum un nou cameraman, dar nu-i dăm nume, pentru că nu vorbește, nu respiră și doar filmează. Haideți să vă arăt momentul în care i-am spus că e Diamant aici. Și cred că nebuna, mă scuzați, cred că Olga sau să-l caute pe Diamant. Haideți să vă arăt momentul unde e. Nu, să vă arăt aici, unde i-am dat pe Diamant. Ia să vedeți ce frumos e aici. Cu inimioară, cu... Hai de capul. Aici am oferit eu inelul Olgăi, i-am spus că e Diamant aici, am nebunit. Ia uitați-vă, filmează aici, te rog frumos. Da? I love you, București mult. Cam atâta pentru ziua de azi. La revedere, bam, bam. Am ajuns și eu la Mega Mall. Iau fiecare mall și o caut pe Olga, să vedem dacă a venit la mall ăsta de la Mega Mall. O știe ea de Mega Mall sau nu știe? Deci am venit la Mega Mall să o caut pe Olga. Uitați, Mega Mall, că n-am mai fost de mult nici eu aici. După aceea, cred că merg la Parlec. Până la urmă, cred că merg la film. Nu mai caut pe Olga. Acum, pe bune, cred că s-a terminat telenovela între mine și Olga, pentru că a dispărut, a fugit. Cred că pleacă în Germania, nu știu. Ceva nu miroase bine. Eu o caut, dar slabe speranțe. Bam, bam. Bine, ajungem la filmare. Uite ce frumos e aici. Ați să vedeți ce filme rulează acum, nu? Băi, ce bun! Hai la 4 de zi, să vedem? Nu vedem? Hai să vedem! Nu mă arăt! Alo, dar acolo că sunt! O, cu Texena! Numai Wonder Woman. E un concert. Concert? Da. Sau la 10... Da, e prima dată când mi-a dat 4 de... Cum e chestia asta? Că am vrut de mult. Se miște scaunele, mă stropește cu apă, gen cu un parcum din ăla. Așa? Când e foc, e cald în sală? Nu, 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 asta nu. Doar vânt în sală, astea? Și ochelari pe 4D sau ce? Nu, la 4D nu știu ochelari neapărat. Depinde cum e filmul care... Și cum iese imagine? Ca la 3D? Ca la 2D. E ca la 2D, nu? 4D-ul. Da, filmele doar astea... Doar că scaunul se mișcă, nu? Da. Păi nu e așa, wow. Mă gândeam că ai și ochelari și de-astea, știi? Adică imaginea nu iese, e tot ca la 2D filmul, dar doar că vine... Da, ideea e că... Sunt filme care sunt 3D la 4D, gen, da. 4D înseamnă doar ai filmul pe care alea special. Da, vreau film 3D la 4D, da. Unde găsesc? Ești la mall? Nu cred, păi dar mi se pare că e singura sală de București. Asta? Da. Și nu e 3D cu 4D, e 2D cu 4D. Da, depinde de film. De exemplu, am avut Avatar. Era 3D? Oh, am avut Avatar, da, am avut Avatarul 3D cu 4D. 3D cu 4D. Nu mai e ceva de genul. Nimic. Și când o să ai? Doar Avatarul o să fie mâine. A, mâine? Mâine la ce oră? Mâine, dar problema e că e la ora 14 și 15 și mai sunt doar alea verzi libere. Aaaa, toată lumea a luat la partea.
Film pe sala. Mai ești nebune, o culc sala. Ha, asta e bun. Nu-mi plac asta. Dacă nu vă film mai grea. Da. Acesta fiind al doilea mall în care merg cu prietenul meu, se știe el care, și acum merg din la Parley la al treilea mall pe ziua de azi. Hai, bamba. Da, eu sunt Cristi Marin. Da, eu sunt ăla. M-ai recunoscut sau ce? Uite, mă recunoaște lumea. Poți să te filmez? Nu poți să te filmez, nu? Ai nevastă, ai copii? Ai nevastă, ai copii? Vlogul meu. Uitați aici cum arată un vlogger. Nu te filmezi, domnul. Hai, mama. Gata și cu Mega Mall-ul. Ce credeți? Că asta e cea mai bună variantă. Să iei liftul ca să ajungi la minus 2. Te așteptăm cu drag. Nu stă bine cu geaca asta? Nu stă bine sau nu mi-o stă? Dacă n-a avut Olga să vină cu mine, a fugit. Deci eu o caut pe Olga, merg la al treilea mall acum, pe cuvântul meu. Puteți să uite, gălziți, vă uitați mâna, n-ați mai văzut artist sau ce? Bam, bam.